Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de Road to Glory cu Rapidulețul. Formă senzațională până în acest moment, în acest sezon. Mă uitam așa peste rezultate și avem un singur meci pierdut până în acest moment, cu câteva etape înainte de finalul sezonului regular. Am pierdut doar un singur meci și acela a fost în Champions League cu RB Leipzig în grupa D. Am pierdut un meci drept, însă a fost amical cu Borussia Dortmund, echipă cu care ne luptăm pentru sferturile Champions League. 2-2 în Giulești la primul meci, un meci în care am suferit, în care am fost dominați. Am fost conduși de două ori, însă am reușit să revenim pe tabelă de două ori prin Rare și Lie și Costache. Scoatem un egal care ne menține în cărțile calificării. După 2-0 cu Mioveni în deplasare, 4-0 cu Schellenberg în cupă, 3-0 cu CFR Cluj în Giulești și 3-1 cu Chindia în deplasare. Rezultate perfecte până în acest moment în Liga 1, 27 de partide, 23 de victorii, 4 egaluri, nicio înfrângere, gol averaj de plus 57, 16 puncte peste echipa de pe locul 2, Faro Constanța, în acest moment. Intrăm direct în focuri astăzi, mergem pe Sina Riven Park, jucăm cu Borussia Dortmund, o formație incredibil de bună, ne-a pus probleme foarte mari Dortmund la meciul tur. Trebuie să încercăm să fim mai buni la acest retur și să dăm lovitura. După avem cu FCSB în Liga 1, Petrolul și Voluntari, ultimele 3 meciuri din sezonul regular, s-ar putea să încheiem cu meci de cupă sau cu meci din play-off astăzi. Mergem, așa cum spuneam, la primul meci, pe clar ne așteaptă un meci foarte dificil. Jucăm împotriva unei echipe mult peste noi, însă încercăm să dăm lovitura. Din păcate ne putem baza pe Jonathan Rodriguez, este accidentat, va reveni mâine la antrenamente. Aduc acolo pe bancă, mă gândesc că dacă vom avea nevoie de el, poate putem să îl forțăm în repriza a doua. Intrăm cu același sistem, încercăm să fim un pic mai defensivi astăzi, încercăm să jucăm un pic mai direct. E clar, din punct de vedere ofensiv, Borussia Dortmund este o echipă clar de temut, chiar dacă acolo un atac la Dortmund nu joacă Mamukoko, rămâne Borussia Dortmund foarte, foarte periculoasă. Vedem, Thales Magno este titular acolo, trebuie să fim foarte atenți la el. Bellingham, titular și el acolo la mijloc, e un jucător foarite important, Bellingham. Emre Can folosit ca fundaș stânga, interesant. Da, ne așteaptă probleme foarte mari la acest match. Gândesc cum să surprindem noi această echipă, însă greu de gândit o tactică pentru acest meci. Clar, acolo în zona centrală vor fi probleme foarte mari. Au 3 mijlocași centrali plus El Hadj. Probabil Nico va rămâne foarte mult în fața fundașilor, însă Reina și Bellingham vor urca foarte, foarte, foarte mult. Să încercăm să stăm lângă El Hadj cu băluță. Așa. Marine, două secunde. Așa. Băluță să joace în dreapta, pentru că da, mă tot gândesc la o soluție, cum să blocăm noi mijlocul celor de la Borussia Dortmund. Costache, te rog eu frumos, vino lângă Bellingham, iar Sefer încearcă să învii lângă Giovanni Reina. Chiar dacă vom lăsa fundașilor laterali foarte, foarte liberi, îmi doresc ca cei doi mijlocași central să fie foarte blocați. Da, stai cu Nico, tu arăi și lie. Da, hai să vedem dacă îmi iese ceea ce am gândit eu.
Nu știu, nu sunt foarte sigur de ce am gândit, dar încercăm, de ce nu? E un meci în care plecăm clar cu șansa a doua. Moralul este un pic de partea noastră pentru că n-am mai pierdut de foarte mult timp un meci. Dortmund n-are o formă foarte, foarte bună. Trebuie să încercăm să profităm de acest lucru. Hai să dăm drumul meciului, hai să încercăm să dăm lovitura pe Signal Iduna Park. Începe meciul. Primele 5 minute echilibrate, pare Dortmund o ocazie, însă nu e important, avem și noi aici o ocazie. Hai să vedem, Marin întoarce pentru Băluță, înapoi la Ghiță, Ochoa, face că suntem calmi, nu ne grăbim, Costache, Marin, în centru Rare și Rie, Ochoa, liber în stânga, Ochoa centrează, însă Sefer un pic în spate și este penalti aici la Boboc, penalti clar, pe bune. Să vedem. Da, se dă penalti. Execută Marius Marin. Haide Marius, 1-1 cu Henderson. Marius Marin. Marius Marin! Nu ne dă emoții și îl învinge pe Edin Henderson. Începem perfect, minutul 12. 1-0 pentru Rapid pe Signal Iduna Park. Execuție perfectă, îi dă tărie suficientă și Henderson n-are șanse. Bun. Începem perfect, reușim să marcăm la primul nostru atac mai important. Domină pe posesia Borussia Dortmund, însă o ocazie mare aici. Hai să vedem, Reina, execută Reina această lovitură liberă și a Ioani, el a post, intervenție perfectă. Corner pentru Borussia, centrează la prima bară, Nico Rea cu capul, însă pe lângă poartă. 2 secunde. Ghiță a primit cartonaș galben, mai atenți, te rog eu frumos, Ghiță, dar și la fel. Minutul 30, suntem în avantaj în continuare. Domină posesia clar Borussia Dortmund. El Hagi scoate aici pentru, ce fază rapidă. Pase rapid de Gittens, finalizează peste poartă din o poziție foarte, foarte bună acolo pe 16 metri. Bun. Prime 45 de minute foarte, foarte bune. Vedem șut dominat din punct de vedere al posesiei, însă reușim noi să dăm lovitura și să marcăm din penalti. Mă gândesc. 4-2-3-1 și joacă 4-3-1, e foarte, foarte aglomerată zona centrală. Să încercăm să jucăm în bench mai mult. Ia să vedem. Da, să ne focusăm în bench, să jucăm în bench. Bobo care și el cartonaș galben. Rășilie 6-30, o primă repriză nu foarte reușită. Băgăm acolo pe Altunaș Fili. L-aș forța și pe Jonathan Rodriguez în atac. Da, hai să-l forțăm. 45 de minute foarte importante pentru viitorul nostru. Așa, da, ăștia suntem. Jucăm foarte, foarte bine primele 45 de minute. Să vedem dacă reușim să mai marcăm, dacă reușim să scoatem Dortmund din Champions League. Aruncă Emrecean aici de la margine. Abdul Kadir Nico schimbă partea pentru Bellingham. Ochoa iese foarte bine în pressing, recuperează Altunaș Fili în adâncime pentru Rodriguez. Prea tare! Acea pasă și prinde Henderson. Ce ocazie am avut aici. Să nu suntem atenți. Caceres, Nico întoarce pentru Konate. Caceres, Konate, Nico, Bellingham, El Hadj, excelent Marin, însă sare mingea la Bellingham. Dalot. Nu, nu, Ochoa! Ce prostie, bă, băiatule, bă, ce prostie face Ochoa!
Incredibil, da, a primit cartonaș galben, n-am apucat să-i zic să fie atent și se duce direct pe picior aici fund. Adversarul fiind cu spatele la el, de ce să faci o asemenea prostie la jumătatea terenului? Ce prostie facem? Emre Can pentru Sovah, Abdul Kadir, Emre Can urcă acolo, centrare fața porții, reușit să respinge prin Ioani. O, Doamne, ce ocazie aici pentru Dortmund. Ultimele 20 de minute, să vedem, mai putem să aducem noi ceva. Nu cred că mai avem schimbări, da, nu mai avem schimbări, din păcate trebuie să ne descurcăm așa cum suntem. Aruncă Boboc lung, respinge însă Konate, Boboc recuperează, Marin în adâncime însă, Konate, atent. Bellingham pentru Nico, pleacă pe contraatac Dortmund, Abdul Kadir, Sovah, Sovah trece acolo în fața porții. El Hadji Magaz. Mai era puțin, mai era puțin. Ce acțiune reușită Sovah aici. El Hadji singur, singurel acolo în 3 metri. Ai cum să rateze. Se face 1-1. Cáceres pentru Nico, Magno, din nou Nico, Sovah, atent, Sefer recuperează, Sefer avansează, Sefer pentru Băluță, întoarce pentru Drăgușin, Sefer, Băluță, Drăgușin. Vine acolo Drăgușin, Marin scoate pentru Jonathan Rodriguez, Emre Can recuperează. Sovah, Emre Can, Abdul Kadir pentru El Hadji în adâncime, El Hadji 1-1 cu Ioani, plasa laterală. A dominat clar, clar la acest meci, mai ales după ce primim acel roșu, însă tactica am stat foarte, foarte bine. Ce Marin până la Ioani, Ioani joacă lung pentru Jonathan Rodriguez, Cáceres acolo, respinge din prima Magno pentru Sovah, în adăcime pentru Magno, blocăm de două ori, bună Ioani, bună și Boboc acolo, Bellingham în adâncime, respinge Drăgușin. Bun, ducem meciul în prelungiri. Ce? Stă foarte central acolo fundașul dreapta. Doamne, ce meci. Ce meci pe Sinai Iduna Park. Foarte, foarte dificil. Cel puțin putem avea schimbări. Costache, asemenea putem să scoatem și pe Costache. Putem să facem doar o singură schimbare. Ok, iese Sefer atunci, intră Carnat, mai slăbuț Sefer decât Costache, la Costache nu mai poate complet, e pe roșu total. Haideți mă băieți, haideți să dăm lovitura pe Sinali Iduna Park cu un om în minus. Nechi de mine, avem aici, are o ocazie aici, Dortmund, respingem, Nico recuperează, Emre Can, Abdul Kadir, Cáceres, întoarce până la Ihanoglu, Kalulu, Konate, Emre Can, Nico pentru Magno, El Hadji, Nico în adâncime, Sovah așează acolo, în stânga Ugurlu, înapoi Cáceres, Nico, El Hadji, intervenție bună, sare din nou mingea la ei, El Hadji! Scoate Ioani, ce șut, da, Ioani, ce intervenție se ducea în vincul acel șut. El Hadji centrează pe bara a doua, are ia Konate cu capul. Intrăm în a doua repriză de prelungiri, hai să vedem dacă ne mai lasă să mai facem și noi o schimbare. Nu ne mai lasă. El Hadji, un nou corner pe bara a doua, reia din nou Konate, peste poartă. Ultimele 10 minute ale acestei partide, am rezistat eroic, haideți încă 5 minute să rezistăm.
Încă 5 minute, băieții mei. S-a terminat, s-a terminat. S-a terminat. Mergem la penaltiuri. Ok. Marius Marin, clar, plin. Costache al doilea. Carnat al treilea. Rodriguez al patrulea. Așa. Văluța are emoții, nu-l punem, atunci îl punem pe Radu Drăgușin. Da, și Carnat are emoții, îl scoatem de acolo atunci. Așa, avem nevoie de încă unul. Să-l punem pe Ghiță. Ghiță este destul de încrezător. Hai să încercăm să profităm de această încredere a lui. Da, hai să arătăm încredere, hai să arătăm curaj, să nu lăsăm niciun regret în spate. Se cută primul Marius Marin. Bun, începem cu dreptul. Marin îl învinge pe Henderson. Hai, Ioanitat, este pe șansa ta, față-față cu Talish Magno. Talish Magno, ține-te bine, ghicește Ioani colțul însă aproape de bară. Hai, Costache. Costache, 1-1 cu Henderson. Vali Costache, bun, cu ceva emoții, însă îl învinge pe ea pe Henderson. Aia, Ioanitate, ăsta e al tău, Abdul Kadir, ratează. Ce bine dă și Abdul Kadir. Din nou 1-1, din nou emoții, Rodriguez cu Henderson. Rodriguez, bun, reușim să marcăm. Hai, Ioani, Emre Can execută. 1-1 cu Ioani, Emre Can. Emre Can și scoate Ioani! Ioani, Radule tat, te rog din suflet. Haide, te rog eu, te rog eu. Da, Radu Drăgușin și Ioani ne poate califica acum dacă salvează încă o minci. Să vedem cine execută la Dortmund. Execută Sovac, deci nu prinde poarta. Hai, Ioani, tat. Hai, Ioani. Hai, Ioani, te rog eu frumos. Ioani, Mariana Ioani. Nicio problemă, mai e o șansă, trebuie doar să marcăm. Doar să marcăm, atâta trebuie să facem. Marcăm și suntem calificați, Ghiță, te rog eu frumos. Haide, Virgil Ghiță, tat. Ai fost încrezător, ai arătat încredere. Te rog eu frumos, haide. Virgil Ghiță. Virgil Ghiță, ne calificăm mai departe. Suntem în sferturile Champions League. Doamne, doamne. Ce rezultat! Rezultat imens! Rezistăm eroic, putem spune. 13 șuturi pe poarta lui Ioani. A reușit să ne calificăm la penaltiuri și cerul este limita pentru această echipă în acest sezon. Rezultate absolut incredibile. Continuăm forma superbă și scoatem și Borussia Dortmund. Dăm lovitura pe Sinali Iduna Park. Mergem la tragerea la sorți pentru sferturi și semifinale. Hai să vedem. Suntem acolo cu Arsenal, Bayern, Milan, Benfica, Porto, Liverpool și Juventus. Ar fi prea frumos să picăm cu Benfica sau Porto, ar fi senzațional, însă știu că e foarte, foarte dificil. Hai să vedem, cine știe. Suntem prima extrasă. În stânga avem Arsenal, Bayern, Liverpool, Juventus, în dreapta Benfica, Porto, Milan. Sincer, dă-ne o echipă din dreapta. A dat-o pe cea mai importantă, AC Milan. Oh. AC Milan, locul 5 în seria, surprinzător. Inter pe prima poziție, Milan 5 înfrângeri, în deplasare, nu contează atât de mult, mă interesează echipa. Manian, Mingheza, Tomori, Romagnoli, Bernat, Kessié, Tonali, Adli, Brahim, Tovan, Noah. Da, important e că suntem acolo, vom juca împotriva unei echipe foarte importante și cât volan pe Liverpool, cât volan pe Bayern. De ce n-am picat și noi cu Benfica sau Porto, deși cred că ar fi fost mai dificile aceste partide.
Da, se trage la sorți pentru sferturi. Hai să vedem semifinale, în caz că ne calificăm mai departe, putem juca cu Benfica sau Liverpool. Aici nu e nicio îndoială, clar Liverpool se va califica din această dublă. Trecem cu bine de cel mai important meci de astăzi și revenim în Liga 1 cu FCSB. Vom schimba total echipa la această partidă pentru că suntem foarte, foarte obosiți după un meci epuizant în deplasare cu Borussia Dortmund. Am schimbat deja echipa și intrăm cu rezervele la acest meci cu FCSB. Am doresc să continuăm pe aceeași linie, îmi doresc să rămânem neînvinși. Și îmi doresc să rămânem fără înfrângere, să intrăm în play-off fără înfrângere, ar fi o performanță foarte importantă pe plan intern. Chiar dacă intrăm cu rezervele, zic eu că aducem în teren o echipă destul de bună, o echipă care cred eu că poate face diferența. Câțiva jucători interesanți și importanți la FCSB, Coman, Popescu sunt încă acolo, Coman folosit pe post de atacant, Tănase este la mijloc, Colaru alături de Nedel, cu Miron, Cristian defensivă, Harus dreapta, Vlad în poartă, da, încă arată bine FCSB-ul, chiar dacă noi ne-am distrat cu ei în ultimii 3 ani de zile. Echipa lui Edi Ionescu, încă este Edi la echipă, dar când am început noi această serie, Edi Ionescu era antrenor la FCSB, încă este acolo antrenor, dar forma noastră este senzațională și sper să continuăm pe același drum. FCSB în acest moment, locul 4, suntem la 22 de puncte de pe această echipă, dar trebuie să arătăm prin joc diferența clară de valoare între cele două echipe. Să vedem, aruncă Harus de la margine pentru Cordea, se întoarce cu fața Cordea. Cordea centrează pe Barado, a reușit să respingem de acolo prin Marchesin. Tănase recuperează. Pasează Tănase. Marchesin vine și recuperează Cârjan. Din nou Marchesin. Pasează Marchesin, se întoarce, pasează cu Algrim, Albu, Cârjan, Tudose, Albu, Altunașvili. Călcâie a lui Altunașvili pentru Albu, Cârjan. Joacă în adăcime pentru Carnat. Carnat. Se desprinde acolo, însă e blocat și finalizează peste poartă. Ca jumătate de ocazie nu o puteam numi pentru că șutul a fost mult, mult peste. Dar o primă fază în care reușim să deblocăm acolo defensiva adversă. Ștefan aruncă pentru Cârjan, Altunașvili. În diagonală pentru Marchesin, preia Marchesin, superb, întoarce la Cârjan și este 1-0. Cătălin Cârjan finalizează cu golul minutul 26. Foarte bună această diagonală pentru Marchesin, se descurcă perfect acolo Marchesin, preia perfect pe lângă Radunovic, se întoarce, așează pentru Cârjan acolo pe 14-15 metri și Cârjan îl învinge pe plat cu un șut frumos. Bun. Reușit să deschidem scorul destul de repede, deși posesia este ușor dominată de FCSB în acest moment, clar mai bun noi calitativ. Tudose, Albu, întoarce la Pașcan, Altunașvili, joacă cumpărat, Pașcan, Tudose, în dreapta Algrim, Marchesin, Albu, în diagonală pentru Carnat, iese Vlad și respinge, recuperăm repede, Petrila, joacă și el în diagonală pentru Marchesin, respinge Radunovic, recuperăm din nou repede, Albu, Altunașvili, din nou pasă în adâncime pentru Marchesin, nou, ce minge scoate Vlad aici. 1-1 cu portarul Marchesin, însă finalizează în portarul advers. Resping cei de la FCSB, Petrila! Bum, ce execuție frumoasă a lui Petrila! Da, Petrila nu este fericit, nu este mulțumit că nu prea mai prinde echipa. Nu este problema mea că nu prea mai prinde echipa, pentru că în acest sezon a dezamăgit total, însă vedem aici, intră ca titular în acest meci și ce execuție prinde Petrila. Prinde viclul acolo la colțul lung și face 2-0 pentru noi. Marchesin cu Albu, Algrim. Marchesin intră în zona centrală. Trece acolo Marchesin din prima pentru Petrila. Petrila face dubla. Cât de frumos așează acolo Carnat pentru Petrila.
și Petrila nu iartă din nou, foarte frumoasă această fază, pase rapide, deviere pe acolo foarte frumoasă a lui Cârjan, sau nu știu dacă atins mingea Cârjan, ajunge pe acea minge la Petrila și Petrila face 3-0. Da, cred de frumos curg atacurile noastre, vedem pe CSB-ul nici măcar un șut pe poarta noastră în această primă repriză. Și puțin bun în acest moment, are un șut acum, însă pe lângă poartă, intră la gabine cu 3-0, niciun șut pe poartă pentru FCSB. O primă repriză perfectă, ne-am descurcat senzațional, trebuie să continuăm în același ritm, trebuie să continuăm în același mod. Aruncă Algrim lung aici, întoarce Carnat, Pașcanu, din nou Algrim, trece acolo Algrim. Centrează la prima vară, Marchesin e blocat însă. Degajare lungă, Pașcanu recuperează, Cârjan pentru Carnat, blocat, Carnat acolo, sare mingea la Petrila și face hat-trick-ul. Bum! Ce meci reușește Petrila. Ne distrăm cu FCSB-ul. Avem și noroc aici la această fază. În prima fază, șutul lui Cârjan. Nu, Carnat. Șutul lui Carnat este blocat de Miron, lovește acea minge pe Cristea și sare la Petrila, iar Petrila din voleu simplu n-avea cum să rateze. 4-0 și nu mai avem clar nicio emoție pe final de meci. Nu cred eu că FCSB-ul poate reveni în meciul ăsta, mai ales că primul șut pe poarta abia acum a venit pentru ei. Aruncă Algrim lung, iese Vlad și prinde. Să cerem mai mult de la băieți, hai să cerem golul 5, îmi doresc să le dăm manita. Recuperează însă FCSB-ul aici, Coman pentru Popescu, întoarce la Radunovic, Mirul pentru Popescu, se întoarce cu fața, întoarce însă la Nedelcu, înapoi la Mirul, Radunovic, din nou Mirul, Radunovic. Pasează mic FCSB-ul, deocamdată nu găsesc culoare, diagonală aici, Ali Coman rupe ritmul, Cordea, 1-1 cu Ștefan, centrează pe bara a doua, ia Popescu cu capul însă, peste poartă. Să facem și noi niște schimbări imediat, să le facem acum. Algrim ușor obosit, îl putem băga pe Fusec acolo, chiar dacă nu este natural. Și să-i forțăm un pic Dragoș Vlad, vreau să-l văd și pe el, așa, și cine nu prea mai jucat, Palade, Bălașa, Palade sau Bălașa, sunt ok cei doi fundași centrali, hai să-l băgăm pe Palade în locul lui Albu. Întinerim un pic echipa pentru ultimele 20 de minute, aducem un suflu nou acolo, în primul 11. Fire up, hai să căutăm golul 5, ultimele 10 minute, Arena Națională. 40.000 de oameni prezenți la acest meci, 13.000 din partea noastră. Politic întoarce aici cu Olaru, Olaru centrează, prinde împăratul. Joacă scurt Pașcan, împăratul pentru Tudose, Fusec, Marchesin, întoarce pentru Fusec, accelerează Fusec acolo în dreapta, e blocat însă ușor de Coman, Coman avansează Olaru pentru Politic, din nou Olaru, întoarce la Criste, Nedelcu, în diagonală pentru Coman, rămâne Coman acolo 1-1 cu împăratul și îl învinge. Se vedea dacă a fost offside, se verifică cu varul, da, a fost offside, scăpăm la această fază. Mi s-a părut că Fusec a fost surprins foarte ușor, linia perfectă defensivă la această fază, da, și Coman este surprins în offside. Bun, foarte, foarte bun pasul făcut la offside, se termină 4-0 pe Arena Națională, ne distrăm cu FCSB-ul, chiar dacă jucăm cu rezervele, am arătat foarte, foarte bine pe plan ofensiv, pur și simplu am simțit ca un meci amical, ca un meci împotriva unei echipe de Liga 2, rămânem acolo pe prima poziție. O pauză binevenită, am avut undeva la 2 săptămâni până la acest meci de campionat cu Petrolul.
un nou meci important, un nou Primus Derby. Vom trata și acest meci cu rezervele pentru că avem imediat meci cu AC Milan în sferturile Champions League. Așadar, n-avem timp să ne odihnim foarte, foarte mult. Mergem direct în focuri după acest meci de campionat. Aruncăm din nou rezervele, cum spuneam, și sper eu să ne prezentăm la fel de bine. Am arătat superb la meciul ăla cu FCSB, așadar nu avem de ce să nu arătăm la fel de bine și la acest meci. E un meci pe care trebuie să-l tratăm foarte bine, nu trebuie să-i tratăm de sus pe cei de la Petrolul. E o echipă care poate să ne pună probleme. Jucăm și acasă, jucăm în Giulești, așadar ar trebui să suferim foarte mult la acest meci. Vedem, Petrolul vine cu un 4-4-2, clar o echipă defensivă, o echipă care va încerca să se apere foarte compact, va încerca să lovească pe contraatac. Ciprian Danciu este pe bancă, două învingeri ultimele două etape, două egaluri și un egal și o victorie în ultimele 5 meciuri. Locul 15 Petrolul în acest moment, nu așteptam să fie atât de jos. E acolo jos la retrogradare Petrolul, așadar se anunță un meci destul de simplu pentru băieții noștri. Hai să începem bine, hai să intrăm bine în meci, să marcăm repede gol. Mergem în pressing din start, Huia joacă lungă, Ștefan acolo și blochează. Atunci vedi pentru Cârjan, Carnat în adâncime în dreapta pentru Marchesin. Marchesin se întoarce, pasează cu Algrim, Albu. Este blocat acolo, Algrim recuperează. Altunajvili, din nou Albu. Altunajvili urcă Algrim în dreapta, șoacă în fața porții pentru Carnat. Să vedea dacă a fost offside. Șează foarte bine aici Algrim, dar nu știu dacă Carnat a reușit să... Da, se pune foarte frumoasă această fază diagonală a lui Altunajvili, urcă Algrim acolo în dreapta, așează pentru Carnat și Carnat îl învinge pe rus foarte, foarte simplu. Începem perfect, secunda 45, da, secunda în care intră acea minge goardă, vedem de aici, se vede bine, n-a fost offside la Carnat, profită de viteza superioară și deschide scorul imediat pentru noi. Ștefan e blocat acolo, degajează, recuperează însă Bălașa pentru Tudose. Albu, Cârșan între linii, preia foarte bine, pasă în adâncime pentru Petrila. Formă foarte bună a lui Petrila în meciul trecut cu un hat-trick împotriva FCSB-ului, marchează și astăzi cu Petrolul și e deja minutul 6 și e deja 2-0 pentru noi. Foarte bună preluarea asta a lui Cârjan, foarte bună și pasa, iar după Petrila finalizează perfect cu gol. 2-0 la minutul 6. Început perfect, hai să continuăm în ritmul ăsta, hai să încercăm să le umplem plasa celor de la Petrolul. Am doresc să marcăm cât mai mult în acest meci cu 4 goluri cu FCSB. Reușim să marcăm deja 2 foarte repede, avem o șansă bună aici din nou, Cârjan primește de la Ștefan. Ștefan pentru Altunajvili, Albu, Tudose. Pasează acolo, în dreapta se întoarce cu Albu, din nou Tudose. Albu, Cârjan, caută vincul acolo, însă va trimite peste poartă. Reușește Petrolul să treacă de jumătatea proprie, suntem peste ei, Tudose, excelent, întoarce aici pentru Împăratul. Tudose. Albu, Altunajvili pentru Cârjan, Marchesin în dreapta. Albu, din nou Marchesin în diagonală pentru Petrila. Ia acolo Petrila, centrare fața porții, Carnat, finalizare din prima și este 3-0. Superb și acest atac, pase simple, la diagonală simplă a lui Marchesin. Petrila preia, întoarce acolo pe 14-15 metri și Carnat reia din prima din voleu pentru 3-0. Bun, hai să mai marcăm până în pauză. Cârjan se întoarce cu față.
Cârjan pentru Marchesin, reprimește Cârjan, centrare blocată, Cârjan întoarce pentru Albu, se întinde Ruz și scoate acest șut, a putea fi un gol foarte frumos aici la șutul lui Albu. Marchesin centrează pe 6 metri, resping pentru liștie, Marchesin. Altunașvili pentru Albu și se termină această fază. Doar 3-0 la pauză? Hai să vedem, mai e o ocazie aici. Avem o fază fixă, execută Marchesin. Lautaro Marchesin, execuție superbă și este 4-0 la pauză. Superb acest șut al lui Marchesin, nici o jază pentru Ruz să se duce acolo aproape de vinclu. Superb. Da, prima repriză perfectă în Giulești, face spectacol chiar dacă jucăm cu rezervele din nou. Da, Petrolul a ieșit din jumătatea lor, au avut și ei două șuturi spre poartă, pe poartă niciun șut deocamdată. Hai să mai marcăm, hai să le umblem coșul. Măcar 5, măcar 5 mi-aș dori, 5 este o cifră frumoasă. Se închide Petrolul, vedem, nu mai reușim să creăm pericol. În ultimele 20 de minute să facem niște schimbări. Avem pe Fusec, intră Fusec, îl avem pe Vlad și încă o schimbare, Palade cu Altunașvili, da. Haide-mă să mai marcăm un gol, haide-mă să le dăm Anita. Vedem în a doua repriză, am lăsat-o mai moale și are Petrolul două șuturi pe poarta noastră, se termină meciul. Nu e bine, nu e bine, marchez 4 goluri în prima repriză, iar după a doua repriză nu mai reușit să mai marchezi deloc. Nu sunt mulțumit, ar fost acum să arunc o sticlă prin vestiar. E bine că adunăm încă 3 puncte, afundăm Petrolul acolo și mai tare în subsolul clasamentului și se apropie de o nouă retrogradare Petrolul. Meci istoric în Giulești, AC Milan vine pentru a juca cu noi în sferturile Champions League. Da, de aici încolo pot spune că tot ceea ce se întâmplă este clar un bonus pentru echipa noastră. Mă bucură un lucru, reușit să-l recuperăm în sfârșit pe Jonathan Rodriguez și va fi titular acolo în atac. Din păcate nu ne putem baza pe Ramon Ochoa, suspendat la acest meci. Vom juca cu Florin Ștefan acolo, fundaș stânga. Da, cred eu că vom suferi foarte, foarte mult astăzi. De fapt, o să-l băgăm pe Algrim și-l tragem pe Bobo cu stânga. Da, cred eu că e o soluție mai bună, așa. Mai ales că Ștefan nu este nici fericit în acest moment, nici nu este într-o formă foarte, foarte bună. Jucăm cu Bobo acolo în stânga. Să vedem dacă am fost inspirat sau nu la acest meci. Din nou, spun același lucru, ne aplicăm cu șansa a doua, însă jucăm în Giulești primul meci și putem scoate un rezultat pozitiv, de ce nu? Mă gândesc că din nou la un egal chiar n-ar fi rău pentru noi. Intrăm cu același sistem, 4-2-3-1, aducem cam cel mai bun 11 al nostru, 5 victorii, ultimele 5 partide pentru trupa lui Stefano Pioli, arată senzațional AC Milan, jucători foarte, foarte importanți, nu ne uităm și noi peste primul 11, hai să ne uităm acum, am dat enter și am văzut și noi cum joacă Milan. Manian în poartă, Calabria, Tomori, Ibanez și Spinazzola, Tonali, Kessié, superb, Buendia, Brahim, Diaz, Lemar și Thiago Almada în atac. Nici nu știu la ce să mă aștept de la această echipă, chiar nu știu cum va juca AC Milan. Hai să vedem, hai să dăm drumul meciului și vedem, poate reușim să surprindem noi cu tactica noastră. Se intră destul de echilibrat în partidă, un pic în favoarea noastră, posesia undeva la 60%, vedem. Așadar, am intrat mai bine decât AC Milan în meci, însă deocamdată nimic periculos acolo pe faza ofensivă.
Avem două șuturi, însă, trei șuturi, niciunul pe poartă, Milan un șut, unul pe poartă. Se apropie finalul primei reprize, nici măcar o ocazie. Dominăm posesia clar, peste 60% pentru noi și se intră la cabine cu 0-0. O primă repriză în care nu știu ce s-a jucat, pentru că n-am văzut absolut nicio fază. Dar rezultatul este încurajator, statistica este încurajatoare, arătăm bine. Ia să vedem aici cum a stat Milanul, 4-4-1-1, noi cu acest 4-2-3-1. Da, nu știu unde am putea să profităm noi. Mă gândeam la Spina acolo în bala dreaptă, dar Spina pare că joacă un pic cam jos. Hai să continuăm cu aceeași tactică, însă vreau să încercăm să jucăm un pic mai direct în această a doua repriză. Rari și Lee e foarte slab în acest match. Pe cine să băgăm noi acolo? Sefer sau Altunașvili? Să băgăm pe Altunașvili, experiență mai mare. Jonathan Rodriguez slăbuț astăzi, nu s-a ridicat la un nivel foarte bun. Agrim a suferit și el un pic. Cum stăm cu defensiva? Lower defensive line, se urcă un pic mai sus defensiv. La prima repriză dificilă, nu. Box s-a dus direct pe picior aici. Să vedem dacă scapă de cartonaș galben. A scăpat de cartonaș galben, ceea ce e bine. A fost un fault clar. Au ce treabă cu mingea. Foarte echilibrat partida, deși dominăm noi ușor posesia. Milanul stă foarte bine în teren deocamdată. Tomori avansează excelent, Altunașvili, Rodriguez întoarce pentru Drăgușin. Drăgușin joacă în dreapta pentru Carnat. Mari, Drăgușin. Atât. Pasează Drăgușin acolo în dreapta. Se întoarce și pasează cu Marin, Băluță, Altunașvili pentru Carnat. E blocat, sare mingea la Rodriguez. Doamne. Ce ocazie ratează Rodriguez 1-1 cu portarul. Noah scoate la margine pentru Tonali, Tomori, din nou Tonali. Întoarce pentru Tomori, foarte slab această pasă, însă Tomori acolo. Tonali e din nou, Buendia, Tovan în adâncime pentru Buendia, scoate Ioani. Foarte ușor scoși aici în defensivă la această fază, însă Ioani ne ține în meci, centrare pe bara a doua, respingem de acolo, Brahim Diaz recuperează. Brahim blocat acolo foarte bine de Băluță, însă aruncare de la margine. 16.747 de oameni prezenți în Giulești, 137 de oameni veniți de la Milano. Intrăm în ultimele 15 minute. Carnat foarte obosit, intră Sefer. Algrim foarte obosit și el, îl băgăm pe Ștefan și îl tragem pe Bucă acolo în dreapta. Haide mă băieți, haideți mă băieți că se poate, mă, se poate, a fost peste Milan, zic eu, da, cel puțin așa arată posesia, șuturi mai multe noi, Marin respinge de acolo, să până la Tomori, Tonali așează pentru Buendia, Brahim, Tonali în adâncime pentru Noah! Ce ocazie din nou aici, superbă acea pasă în adâncime, scăpăm din nou. Se termină 0-0, o ocazie foarte importantă pentru noi, nu profităm 1-1 cu portarul, după Milanul are două ocazii foarte importante cu portarul nostru cu Ioani. Scăpăm cu viață, scăpăm cu un 0-0, e un rezultat care ne dă speranțe, dacă acel 2-2 cu Dortmund a fost unul senzațional și unul foarte bun pentru noi, acest 0-0 cred eu că este și mai bun decât acel rezultat și ne dă șanse și mai mari pentru retur, însă e clar, va fi un meci de 10 ori mai greu în deplasare pe San Siro. Mergem la ultimul meci de astăzi, jucăm cu voluntarii în Giulești și trebuie să încercăm să terminăm acest episod cu o nouă victorie.
Este foarte obosiți, vom schimba total la acest meci. Hai să fac echipa și revin imediat. Da, rezolvat primul 11, am schimbat din nou total echipa, aducem din nou rezervele și mergem la acest ultim meci de astăzi cu cât urmări să câștigăm din nou și să ne păstrăm această invincibilitate în Liga 1. A, interesant, Daniel Pancu este pe banca celor de la voluntari. Dar Daniel Pancu revine în Giulești din postura de adversar pe banca adversarilor. Vedem, încearcă un 5-2-3, încearcă clar să se închidă în defensivă Daniel Pancu. Clar, vine cu speranțe foarte mici la acest meci, știe, este conștient de valoarea noastră, este conștient că pleacă cu șansa a doua și încearcă să se închidă acolo în defensivă. Să vedem cum ne descurcăm împotriva unei apărări foarte aglomerate. Albu întoarce la Alexe, pap, Micu, duce mingea stânga la Blejdea, avansează Blejdea, are spațiu foarte bun acolo, scoate la margine la Briceac. Briceac avansează. Centrează pe bara a doua, reia cu capul acolo, Dumitru însă peste poartă. Prima ocazie importantă aparține celor de la voluntari. Intrăm slăbuți în meci. Să vedem aici, aruncă bol așa de la margine pentru Marchesin. Cârjan schimbă pentru Pașcanu, îndepărtate stânga Fusec. Cârjan pentru Munteanu, pasă în adâncime pentru Marchesin. Marchesin se întoarce, bol așa. Bălașa întoarce acolo pentru Albu, Marchesin în suprafața de pedeapsă, scoate la Bălașa la margine, respingă să cei de la voluntari. Altunașvili, Albu, din nou Altunașvili, Tutose, Albu pentru Luis Munteanu. Luis Munteanu scoate la margine pentru Bălaș. Bălașa călgâi pentru Marchesin, din nou Bălaș. Bălașa trece acolo foarte ușor și Luis Munteanu marchează cu capul. Bun. Frumoasă faza, frumoasă combinație acolo în atac. Bălașa joacă pe post de fundaș dreapta astăzi, dar Algrim era un pic obosit, îl forțez acolo pe Bălașa ca fundaș dreapta și vedem, trimite un asist aici perfect pentru Luis Munteanu. Începem foarte bine, minutul 12-1-0. Cât de compact stă defensiva cel de la voluntari, greu de desfăcut, vedem. Altunașvili pentru Fusec. Petrila, din nou Fusec, Altunașvili, Albu pentru Cârjan, Petrila, Altunașvili, Albu din prima pentru Cârjan, pasă în adâncime pentru Marchesin, scăriță, finalizare superbă a lui Marchesin, Lautaro Marchesin face 2-0, minutul 21. Frumoasă acea pasă a lui Cârjan, vedem, pleacă acolo perfect Marchesin în spatele fundașului și finalizare subtilă, finalizare superbă, îl învingem din nou pe Popa. Da, destul de echilibrată partida, însă din nou calitatea noastră superioară acolo în atac face diferența. Acel gol frumos a marcat mai devreme Marchesin. Foarte, foarte stabil defensiv voluntariul, vedem, au avut și ceva pe atac, 5 șuturi, 2 pe poartă, însă n-a fost ceva foarte periculos. Intrăm cu 2-0 la pauză, ne pune ceva probleme trupa lui Daniel Pancu cu această defensivă de 5, însă suntem clar noi într-un moment foarte, foarte important. Tonașvili e obosit. Albu are cartonaș galben și trebuie să fie un pic mai atent. Și Petrila este și el destul de obosit, ar trebui să-l scoatem și pe el. Să rugăm pe Vlad acolo. Da. Schimbăm un pic și... Să vedem aici, Fusec aruncă lung, însă respinge Dumitru, respinge până la Fusec. Palade pentru Pașcan, Albu, Tudose, Bălașa. Întoarce pentru Albu, Cârjan, Marchesin de prima pentru Luis Munteanu. Finalizare superbă. Na, nu spune că a fost offside. A fost offside. La Luis Munteanu, păcat de pe fază, foarte frumoasă pasa lui Marchesin, dar un
un bocan cu o gheată acolo în față pentru a lui Munteanu și se anulează acest gol din păcate. Putea să fie 3-0 și să stăm și mai liniștiți pe final. Aruncă Briceac de la margine pentru Micu. Micu greșește, însă Percă recuperează. Kane urcă în dreapta. Kane e blocat acolo de Vlad Cârjan. Din prima pentru Munteanu, însă pap, închide. Alexe, Percă, Dumiter, întoarce pentru Alexe. Joacă lung, respinge Pașcanu de acolo până la Perc. Micu pentru Blejdea. Aieu scoate la margine pentru Briceac. Briceac centrează pe bara a doua. Dumiter lovește transversala lui Împăratul. Cazi bun aici pentru voluntari. Marchezi pentru Cârjan. Plecă pe contraatac. Cârjan trimite în stânga pentru Vlad, însă Kate degajează în afară terenului. Pentru cartonaș galben, Husek e cel avertizat. Trebuie să mai marcăm, vedem, voluntariul putea reveni în joc aici la acea fază. Dumitru s-a lovit bara. Trebuie să mai marcăm, să stăm liniștiți pe final. Albu recuperează Munteanu, însă pasează de la adversar. Alexe pentru Pap, Rață joacă lung pentru Aieu, respinge însă Pașcanu. Bălașa pentru Marchesin. Cârjan, Albu. Cârjan din nou, întoarce pentru Palade. Albu, Cârjan. Joacă în dreapta lungă pentru Bălașa. Bălașa în fața porții. Ia, și Dragoș Vlad face 3-0. De data asta nu poate să mai fie vorba de offside. Nu spune că se vrică și această fază, că n-are nicio treabă să fie offside. Foarte bună pasa lui Cârjan. Desface la margine pentru Bălașa. Bălașa, centrare perfectă. Un nou asist pentru Bălașa din postura de fundaș dreapta. Da, meci perfect făcut de Bălașa acolo. Ca fundaș dreapta și ne-am folosit de el foarte, foarte mult atunci când am avut nevoie. Nu e el mulțumit de poziția pe care o are în acest moment în echipă, pentru că nu joacă foarte mult, însă atunci când intră își face treaba Bălașa. Albu în diagonală pentru Vlad Cârjan. Întoarce la Albu, Cârjan în adâncime, Briceagă să respinge, Mihaiu. Asează Mihaiu, vine Albu și recuperează Marchesin. Albu, Cârjan, Marchesin. Albu urcă din nou în dreapta, Bălașa. Bălașa, Cârjan, Marchesin, Cârjan, Marchesin, Marchesin, Lautaro. Gol din nou frumos. Al doilea gol al lui Marchesin în acest match. Face 4-0 și pune în punct acestei partide. Foarte bună această combinație între Cârjan și Marchesin. Se deschide, Marchesin își deschide unghiul acolo și finalizează la colțul lung cu stângul. Deci o șansă pentru Popa, se face 4-0 și pune în punct acestei partide, zic eu. Da? Da, asta a fost Bălașa omul meciului. 8-7, trimite două asisturi din postura de fundaș dreapta. Foarte bună Bălașa la acest meci. Rămânem acolo pe prima poziție. S-au scurs cele 30 de partide din sezonul regular, nici măcar o înfrângere pentru noi. 82 de puncte obținute până în acest moment. Avem 18 puncte peste Farul Constanța, asta înseamnă că intrăm în play-off cu 9 puncte peste echipa de pe locul 2. Episod senzațional și astăzi pe banca Rapidului obținem rezultate incredibile, rezultate senzaționale, începând cu această eliminare a celor de la Borussia Dortmund pe Signal Iduna Park, cu ce de conduși. După ce am condus de fapt cu 1-0, un gol marcat de Marius Marin din penalti minutul 11, a egalat El Hadj minutul 77, am mers în prelungiri, din minutul 57 am jucat cu om în minus, Ochoa fiind eliminat, am intrat în prelungiri, am rezistat și am ajuns la penaltiuri, iar la penaltiuri ne impunem și scoatem Borussia Dortmund. După revenim în Liga 1, 4-0 pe Arena Națională cu FCSB, 4-0 și cu Petrolul în Giulia. 0-0 cu AC Milan în sferturile Champions League, tot în Giulești, 4-0 cu Voluntari, tot în Giulești. Da,
meciuri superbe, 3 de 4-0 astăzi, 4-0 FCSB, 4-0 Petrolul, 4-0 Voluntari, cu rezervele în Liga 1, titularii noștri scot rezultate senzaționale Champions League și avem șanse, zic eu, mari să ne calificăm chiar în semifinalele Champions League, pentru că am dominat Milan în primul meci, însă vom avea o deplasare foarte grea pe San Siro. Avem data viitoare cu Milan în deplasare, Dinamo în deplasare, intrăm în play-off, deja am intrat în play-off și intrăm de pe prima poziție. Avem 11 puncte peste Faro Constanța în acest moment, absolut incredibil această diferență, pur și simplu am demolat Liga 1. Vedem 30 de partide jucate în sezonul regular, 26 de victorii, 4 egaluri, nici măcar o înfrângere, 82 de goluri marcate, 13 primite, gol avraj de plus 69 și 82 de puncte obținute. Incredibil ceea ce am reușit în acest sezon. Da, o să avem cu Dinamo primul meci în play-off, după jucăm primul meci în semifinala Cupei României cu Mioveni. Avem cu Farul la casă și terminăm cu FCSB în deplasare. Abia aștept să văd cum ne prezentăm pe San Siro, abia aștept să văd dacă ne ridicăm la un nivel important la acea partidă. Clar, ne așteaptă un meci foarte, foarte interesant. Cam atât pentru astăzi. Încheiem aici acest episod, prieteni. Mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare. V-am pupat!